și anume să susțină antreprenorii să treacă mai ușor peste criza energetică. Un program de granturi mari, granturi până la 2 milioane de lei, fie pentru procurarea de echipamente care consumă mai puțină energie, fie pentru instalarea de surse alternative de energie, cum ar fi panouri fotovoltaice, spre exemplu, sau miniturbine eoliene, sau instalații pe biogaz, energie termală, pompe de căldură mai nou. Și am plăcerea să invit aici pe alături de mine pe domnul Corin, reprezentantul Green City Lab, și pe doamna Dina Ciochină, managerul programului de retehnologizare și eficiență energetică, care vor prezenta în detalii acest program. Vreau să menționez că e unul din cel mai apelat program pe care îl are ODA la moment, deoarece spliază foarte ușor pe necesitățile antreprenorilor. Aici avem o flexibilitate foarte mare. Sunt eligibile inclusiv și bunuri la mâna a doua. Noi știm că bunuri, echipamente noi, de multe ori, este o vară pentru antreprenori. Deci am prevăzut și posibilitatea cumpărării echipamentelor la mâna a doua. Colegii mei deja vă vor explica în detalii condițiile acestui program. Buget avem suficient. Deci pentru anul curent a fost alocat circa 50 de milioane de lei până la final de an. Noi l-am lansat în august, până la moment am epuizat circa jumătate, deci pentru luna noiembrie și decembrie avem încă circa vreo 25 de milioane de lei pe care să le punem la dispoziția antreprenorilor. Iar deja pentru anul viitor, guvernul este în proces de a dezvolta legea bugetului de stat pentru anul viitor și deja la fel se propună mijloace financiare importante. Eu am să vă rog să trageți un pic scaunele, să stăm așa în fața publicului. Deci eu am să-i dau cuvântul doamnei Ciochină, care va prezenta inițial programul, ulterior domnul Corin vă va prezenta un mecanism inovativ de suport pentru antreprenori în cadrul programului respectiv. Noi aici colaborăm cu cei de la Green City Lab, care pot să vă ajute să dezvoltați aplicația, să vă determinați necesitățile de instalare de panouri fotovoltaice și alte elemente care apar atunci când vreți să apelați la această sursă alternativă de energie. Și să știți că și nuanțe la care trebuie să țineți cont atunci când vă instalați panouri fotovoltaice. Deci chiar veți afla informații foarte utile în această sesiune. Și am să-i dau deja cuvântul și moderarea doamnei Ciochină. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vom începe cu prezentarea programului de retehnologizare și eficiență energetică. Și după cum vedeți, acest program a fost aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 550 din 22 iulie, având drept obiectiv general de a oferi șansa și finanțarea nerambursabilă companiilor pentru a-și înlocui echipamentele tehnologice învechite cu soluții tehnologice noi, precum și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică. Programul DAT are câteva domenii prioritare și aceste domenii sunt industria prelucrătoare, zootehnia și turismul rural. Dar fiind faptul că avem domenii prioritare, nu înseamnă că celelalte domenii care nu se regăsesc în această listă nu sunt eligibile. Sunt eligibile și ele și, desigur, companiile pot aplica la program. Conform listei date, avem domenii neeligibile. Ele sunt cam aceleași pentru toate programele noastre, dar vreau să scot în evidență faptul că tranzacțiile imobiliare, activitățile de consultanță juridică, prestări servicii de transport și IT sunt neeligibile, precum și activitățile de jocuri de noroc și pariuri, comercializarea armamentului, activitățile din domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul și activitățile de producere sau comercializare a tutunului și băuturilor alcoolice. Când ne referim la băuturile alcoolice, se face excepție vinul și berea. Obiectivele specifice ale programului sunt divizate iată în aceste patru direcții. Avem tehnologizarea și aici se referă acele companii care doresc să-și utilize activitatea economică cu tehnologii care la momentul respectiv sau la momentul aplicării nu îl dețin. Avem direcția de retehnologizare, unde companiile au un utilaj învechit și au nevoie să-l modernizeze prin înlocuirea lui cu anumite tehnologii noi sau elemente noi la tehnologie existentă. Avem direcția de surse alternative de energie,
Aici ne referim la energia eoliană, solară și tot ce se încadrează în energia verde și eficiența energetică. Etapele de implementare ale programului sunt de fapt foarte simple. Începe cu etapa de informare și consultare, adică la momentul, la etapa respectivă, compania este, are obiectivul de a identifica necesitatea, de a identifica bunul pe care dorește să-l procure sau să-l înlocuiască în cazul în care are ceva învechit și să aplice la programul retehnologizare și eficiență energetică. Etapa 2 este suportul financiar nerambursabil și asta ar presupune accesarea și utilizarea acelui suport nerambursabil oferit în cadrul programului. Și cea de-a treia etapă este monitorizarea și evaluarea. Când vorbim de monitorizare, aici ne referim la etapele de ajutarea companiilor post-finanțare. Deci după ce au fost procurate articole investiționale, noi venim cu o consultare informativă în cazul în care se întâmplă careva dificultăți sau compania are nevoie de un ajutor sub diverse aspecte, juridic, economic, marketing pe alocuri. Și evaluarea se referă la evaluarea impactului asupra programului dat asupra economiei Republicii Moldova. Criteriile de eligibilitate ale programului sunt, iată, acestea sunt minimale, o parte din ele, în scurt timp, vor fi eliminate și începem cu activitatea pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta înseamnă că compania care intenționează să aplice la program urmează să-și desfășoare sau își desfășoară deja activitatea pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, compania are un prag minim de 24 de luni de activitate, adică până la data aplicării la program, ea urma să aibă deja 24 luni de activitate și să fi prezentat la Biroul Național de Statistică rapoartele financiare despre situația economică a companiei. Avem următorul criteriu, este întreprinderea nu are restanțe față de bugetul național și acest criteriu foarte important, fondatorii întreprinderii cetățenii ai Republicii Moldova dețin cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii. Dat fiind faptul că încercăm cumva să venim cu o etapă de a actualiza necesitățile programului la necesitățile potențialelor aplicanți, aceste două criterii urmează a fi eliminate și prin eliminarea criteriului cu referire la cele 75% din proprietatea întreprinderii vom permite unei game mai mari de companii să aplice la program. Pentru că acest criteriu, de fapt, exclude aplicarea la program a gospodărilor țărănești. Și noi ne dorim ca și gospodările țărănești la fel să-și poată dezvolta activitatea economică și respectiv prin excluderea acelui punct vor avea posibilitatea de a aplica. Și dacă ne referim la ultimul criteriu de eligibilitate, întreprinderea deține raportul de audit energetic și atunci un pic mă întorc înapoi. Unul din scopurile programului este eficientizarea energetică. După cum cunoaștem cu toții, eficientizarea energetică nu înseamnă doar panouri fotovoltaice sau eoliene instalate. Eficientizarea energetică, de fapt, înseamnă un cumul de mai mulți factori, inclusiv optarea pentru surse de energie alternativă, dar par presupune și probabil schimbarea unui sistem de luminare, de aerisire, deci cumva mai multe mijloace pe care trebuie companie să le implementeze. Și dacă vorbim de eficiența energetică, înseamnă că, iată, aici apare obligativitatea de a se prezenta raportul de audit energetic, în care, de fapt, expertul ne indică care sunt toate măsurile pe care o companie urmează să le îndeplinească și ca, într-un final, să avem o eficientizare, într-adevăr, a activității economice unei companii. Programul de retehnologizare și eficiență energetică are o contribuție de 50-50. Aceasta ar însemna că compania vine cu o contribuție proprie de 50%, iar valoarea maximală a grantului sau finanțării nerambursabile oferite este de maxim 50%. Și valoarea maximală a grantului oferit este de 2 milioane de lei. Când vorbim de cheltuiele neeligibile în cadrul programului, tocmai pentru că avem direcții de tehnologizare, retehnologizare, energie verde și eficientizare energetică, avem și bunuri diferite. Respectiv, dacă ne referim la tehnologizarea și retehnologizarea companiei, unde valoarea maximală a grantului este de 2 milioane de lei, avem, iată, aceste utilaje sau soluții, articole investiționale eligibile.
și putem să le enumerăm: utilaje pentru automatizarea procesului de producție, echipamente pentru robotizarea producției, poate chiar și soluții IT pentru gestionarea liniilor de producție, precum și sisteme de învățare. Aici ne referim la inteligența artificială. Pentru direcția de resurse regenerabile avem, iată, aceste cheltuieli eligibile, care de fapt ne permite într-un final să scădem costul la energie electrică și nu doar. Deci vorbim de panouri fotovoltaice, sisteme de stocare a energiei, sisteme solare pentru încălzirea apei, instalații eoliene, utilaje și echipamente tehnologice de producere sau de utilizare a biogazului, precum și instalații și utilaje pentru încălzire. Și aici ne referim la pompe de încălzire pe biomasă. Mai bine zis, centrale termice pe biomasă. Ce aș vrea să mai adaug este atât la această componentă. În momentul în care companiile doritoare care completează formularul de aplicare vor observa că sunt un set de acte obligatorii ce urmează a fi prezentate. Cu precădere la această direcție de finanțare în cadrul programului, avem două acte foarte importante, deci care urmează ca compania să le dețină deja la etapa de aplicare. Ne referim aici la avizul de racordare pe care îl primește compania de la distribuitor de energie electrică și de proiectul tehnic, în care sunt indicate toate elementele tehnice, cum va arăta într-un final instalația, în speță panouri fotovoltaice, spre exemplu. Aceste două documente, ele durează un pic în timp, de aceea, în momentul în care dumneavoastră identificați necesitatea de a aplica la program pe această direcție, o să vă rugăm pentru întâi de toate dumneavoastră să obțineți aceste două acte, după care puteți să aplicați la programul nostru pentru a avea dosarul complet. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că în cazul în care dumneavoastră aplicați la programul nostru, neavând unul din aceste două acte sau chiar ambele, aceasta va prelungi perioada de analiză și într-un final aprobare a dosarului. Iar dacă ne referim la etapa aceasta, care de fapt este și direcția, mai bine zis, este de fapt și una destul de inovatoare pentru țara noastră și este și la moment destul de solicitată de către o bună parte din companii. În cazul în care dumneavoastră sau companiile doritoare să aplice au careva întrebări cu privire la program, la criterii sau alte nuanțe, sunt două posibilități de informare suplimentară, exceptând acest eveniment de azi. Deci, în primul și în primul rând, avem centrul de consultanță unde dumneavoastră ne puteți apela mereu sau ne scrieți și un e-mail și noi revenim cu detalii cu privire la întrebarea dumneavoastră. Sau, în cazul în care dumneavoastră aveți nevoie de o consultație mult mai amplă, aici vine suportul de pe care beneficiază aplicanții noștri și eu, un suport gratuit din partea Green City Lab, în care ei vă vin cu ajutorul informativ gratuit cu privire la aspectele tehnice, în speță sursele de energie regenerabilă. Acest suport pe care dumneavoastră puteți să-l valorificați vine ca urmare a colaborării dintre ODA și Proiectul Tehnologiilor Viitorului, cărora apropo le și mulțumim, pentru că astfel dumneavoastră puteți parcurge etapa de la inițierea proiectului investițional și la aplicare mult mai ușor, mult mai rapid și mult mai eficient din punct de vedere al calității proiectului investițional. Și acum, dacă îmi dați voie, îl voi invita pe domnul Sergiu Corin, el ne va aduce în fața noastră câteva nuanțe importante cu privire la energia alternativă. Încă o dată mulțumim. Mulțumim, deci, colegilor de la ODA. Mulțumim, deci, la tuturor care s-au strâns, nicătând că sunt la cravată. O să încerc să trec într-un limbaj mai neoficial, că eu înțeleg din lipsa de pregătire, deci toate, deci tabelele, raportările, însăși prezentarea informației, duce lumea și potențiale beneficiari așa într-o situație de neclaritate totală și un pic de emoții. Dar în cazul dat, deci probleme nu sunt, că suntem noi. Într-un limbaj simplu, deci clar, cu pași, deci bine puși la punct, pe care i-am trecut deja, o să vă luăm de mână și o să vă trecem pe calea până la depunerea documentelor la ODA. Ca să trecem, să nu intrăm mult în discuții, să nu vă iau mult din timp, deci două situații. Noi suntem o asociație obștească, creată la ideea UNDP-ului Moldova, la Putnudul Moldova.
Nu suntem mulți, dar deci toți care fac parte din echipa noastră sunt oameni cu experiență. Văd deci mai mulți colegi cu care cândva am avut deci proiecte. Ceea ce ține de Green City Lab, noi ca societate obștească ne punem un scop. Elaborarea proiectelor, deci care țin de implementarea a tehnologiilor în realitate. Deci ca urmare să răspundem la întrebările. Care sunt impedimentele de implementare? Legale, deci normative, de costuri, deci reale și de pași reale, deci care urmează să fie făcute. Deci ca exemplu, acum sunt în derulare 8 CES care le trecem de la sistemul de încălzire distribuției agenților termice verticală la orizontală. Deci am ajuns la înțelegerea că operatorul de rețea de termoelectrică face investiții în sistemul de distribuție pe casă general. Noi venim cu finanțări rambursabile, dar atenție, deci fără procent, în timp de 5 ani, cu 290 de lei pe lună, deci în factorul la termoelectrică. Oamenii achită, deci schimbarea rețelei pe intern, cu instalarea nodului de evidență și posibilitatea de a regla deci consumul propriu. Deci, practic, în realitate, deci costurile din încălzire deci cad de două ori. Plus, omul dacă pleacă undeva, el poate să reducă la minim, atenție, să nu deconecteze. Că în cazul dat, apartamentul lui devine un vampir energetic. Adică, o închis, o plecat pe iarnă și vecinii nimeresc într-o istorie de succes. Deci, asta e unul din proiecte. Deci, ca urmare, noi înțelegem care sunt costurile, au fost obstacole legate de legislație, de norme de exploatare, de mână, de comun acord cu Ministerul Economiei, cu Ministerul Infrastructurii, Termoelectrica, cu toți, cu Inspectoratul Energetic, cu regulatorul. S-au trecut pașii, s-au făcut documentele necesare, nu mai există așa obstacole. A doua parte, s-a implementat proiectul, deja sunt deci costuri reale. Noi cunoaștem ce, cât costă. Sunt deci proiecte tip, deci serie 143, serie MS, MS2. Și oamenii care vor, asociațiile care vor, ori dacă în caz când o să dorească statul sau apar donatori sau alte, oamenii vor să-și iau un credit, că până la urmă e ok în timp de 2 ani, dar cred, din păcate, dacă o să mai crească un pic, deci costurile și mai puțin, ți-ai scos investiția și faci o economie reală. Acum trecem la istoria noastră. Când s-a început deci conlucrarea noastră, și nou mi s-a părut că să fie așa o primblare așa mai ușoară. Dar din primele deci sunete s-au constatat niște lucruri care noi inițial nici nu le vedeam. Și iarăși am revenit la teoria care noi deci cu care am intrat. Suntem cei care ne punem sarcina să vedem deci care e problema, să încercăm. Cum să încercăm? Să ne așezăm în cap la cei care trebuie să o rezolve. Să o rezolvăm și să ieșim la o linie finală. Au început să se adreseze potențiali beneficiari. Și iară s-a apărut. În 90, când situația era așa cum era, sistemele de distribuție atunci de stat nu își doreau să ia transformatoarele noi la balanță. A apărut necesitatea antreprenorilor care își doreau să aibă curent electric ca să-și facă producția, să le ia la balanță, să ducă cheltuielile de așa numită putere reactivă, de fapt, să pierderi tehnologice, că orice punct de transformare duce la pierderea energiei. Și ca urmare s-a prăinit așa, nimeni nu avea deci forțe proprii financiare ca să-și procure așa utilaj, să racordeze, să intre în legalitate pe partea tehnică, și se strângeau 5, 6, 7 și procurau utilajul. Distribuitorul vedea, ar dori să aibă contract numai cu unul și alegeau cinei, ori cine a pus mai mult bani, ori se lămâreau ei acolo. Și acum e situația următoare. Toți 5 sau unul din 5 dorește să instaleze panouri fotovoltaice, deci pe net, deci metering, până la 200 de kW. Deci transformatorul are posibilitatea să dea la 2, maxim 3 posibilități. Și să începe istoria noastră, deci de pe plaia mioritic.
Ori acel pe care e format utilajul tehnologic, nu permite să începe istorie, ei se duc la ODA, ODA de umeri când înțelegi, chiar nu ține de ei. Am hotărât și aici, ne-am luat de mânuță toți, deci ne-am dus la regulator, am luat ministerul de mânuță, ne-am dus la ANRE, parcă mergem spre șeie, când spre anul nou, ceva o să ne facă un cadou. Fix istoria dată se repetă la uzini, la fostele uzini sovietici. Deci statul a investit bani, a creat deci parcuri industriale, puncte de creștere a capacităților de producere, dar iarăși, distribuitorul de rețea, primirea energiei la cazul dat, sau dacă în cazul Băsălor, Red Nordul vede zona asta liberă sau verde, întreprinderea asta fostă, ca un jucător. Și nu poate să-i dea mai mult de 200 de kW. Dar de fapt, pe teritoriul întreprinderii stau deci, 10 de antreprenori cu necesități deci, care sunt. În același timp, dacă ei toți o să instaleze, uzina nu are deci, posibilitate să se balanceze nici energetic, nici financiar relațiile deja cu Premier Energy sau cu Red Nord. Deci sunt întrebări. Asta deci foarte multe, deci e un foarte mare obstacol. Vă explic de ce. În zonele libere și în fostele uzine, sovietici s-au creat un plast de antreprenori care deci fac treabă, au bani, au acces la tehnologie și au nevoie de energie acum. Dar cadrul legislativ și normativ deci nu permite, ne trage înapoi. Încercăm, ia care vine șeful din deplasare și o să ne noi ne așezăm în cap la șeful nostru, el se așează în cap la ceilalți. Și încercăm, de comun acord, prin așa un exercițiu, deci trist, încercăm cumva să deblocăm situația. Dacă trecem la aceia care deci cad sub eligibilitate totală la ODA, sunt multe întrebări, noi, colegii de la ODA, de-am mai timp că nici nu sunt bucuroși că s-au legat de noi, că fiecare zi o mulțime de sunete, da, este eligibil, da, este. Da, dacă are oi, da, dacă are vaș, dacă are două TP-uri, dar dacă mai are o companie, are căpri, are vaș și mai are o pensiune, cum se privește. Deci mergem înainte. În cazul în care nu există așa probleme organizatorice, dumneavoastră ne contactați, ori la telefon, ori prin prezență, noi vă ghidăm pe pașii care urmează să fie făcuți, deci pentru a privi aviz de recordare, în situația când s-a pornit deci masiv lucru cu avizele de recordare de la distribuitori, distribuitorii au făcut alt pas. Ei au solicitat un calcul, anexat la cereri, un calcul a unui energetician, electrician autorizat, care ar fi să dovedească solicitarea dumneavoastră cu privire la puterea instalată. Deci au făcut ei un pas. Noi am făcut și noi un pas la întâmpinare. Am făcut o listă de colegi care pot să facă față la situația dată și să vă ajute la completarea vizului de recordare, la care o să fie mai greu colegilor de la distribuție să vă refuze. Deci după aia cum primiți avizul de recordare sau când sunteți ultimul pas înainte de a-l primi, noi de comun cu dumneavoastră luăm decizia unde o să fie amplasate, dacă vorbim despre panouri fotovoltaice. Deci dacă o să fie amplasate pe acoperiș, iarăși, ne uităm la acoperiș, aici se solicită în bază la certificatul de urbanism obligatoriu, într-un fel, prin legea 164, este nevoie de o expertiză efectuată de un expert licențiat și ține de calitatea acoperișilor. Nu merge vorba numai de presiunea panourilor, practic nu au niciun, deci nu e un pericol. Merge vorba de vânt, a mai fost istorie, un profesor poate să spună că au zburat panourile. Deci facem expertiza, ajungem la finalizarea proiectului tehnic de execuție, avem certificatul de urbanism și depunerea documentelor. Deci noi suntem în fiecare pas care îl faceți, suntem lângă dumneavoastră. Acum la noi în lucru sunt deci 273 de obiecte, din care am izbutit în timp de o lună să ajungem la
la finalizare acum undeva la vreo 35-36 de obiecte deja finalizează execuția proiectului tehnic, încă vreo 40 au depus la avizul de racordare. Avizul de racordare, iarăși, în Chișinău, îl să facem un pic mai greu, că rețelele sunt supraîncărcate. Mai există și aici o problemă în legislație care noi am ridicat-o, că sunt deci, colegi care au deci, posibilitatea legală să se adreseze la distribuitor, să primească, să faci, spunem așa, într-un limbaj mai simplu, să baroneze citatea. Și există, și din asta este altă problemă. El s-a adresat primul, a primit documentul, deci capacitatea de transport a energiei într-o locație deja e bronată, apare deci persoana care are posibilitate financiară, este eligibil, stresează după avizare și lui spune, ok, ori aștepți un an jumate până expiră, ori stăcați alte soluții. Alte soluții ar fi, iarăși, cheltuieli mari, deci pentru a trage linia dintr-o locație de unde este posibil de racordat. Noi suntem deschiși, bucuroși, eu acum sunt cu un coleg de la Green City Lab împreună, după sesiune suntem deschiși să vă răspundem la oricare întrebare, să vedem deci contactele, apropo și pe site-ul ODA, este link-ul nostru. Eu cred că nivelul, ideea e frumoasă, subvențiile impunătoare. Am avut așa discuții cu oamenii, nu vor, într-o formă așa mai urâtă, alții spun că e puțin. Eu, în caz, în situațiile date, eu spun tot așa. Dumneavoastră vreți să vă luați un apartament de 100.000 de euro. Veniți cu valiza, mă, nu poți spui cu loc, nimerește istorie. Vii cu valiza la casă, înșeic să o coți banii și să apropie un coleg din spate, zici, stai un pic, completează cererea și 40% eu îți achit. Deci fix asta. E mult, e frumos, mai sunt probleme care nu țin acum anume program, dar țin de rețele și noi suntem deja în discuții cu conducerea organizației. Eu cred că o să transmit un mesaj și la ministeriu, eu țin de storage-uri. Da, e o idee bună și e corect deci pentru sistemă, că amplasarea utilajelor date la punctele de producere resurselor energiei regenerabile o să scadă din tensiunea pe rețea și o să dea posibilitate la mai mulți colegi să fie racordați. Eu cred că am fost succint și înțeles. Mulțumim, vă zic frumos. Da, mulțumim, domnule Corin. Deci, mecanismul este simplu. Noi avem parteneri pe Green City Lab care ajută antreprenorii în tot acest proces care este destul de complex de instalarea panourilor fotovoltaice. Domnul Corin a menționat câte situații pot să apară. Dumnealui împreună cu colegii sunt aici, puteți să discutați, să vedeți cum pot să vă ajute. Pentru că noi la ODA nu avem această capacitate, noi trebuie să evaluăm dosare și alte lucruri să facem și nu avem capacitate de a lucra cu antreprenorii. Și apropo, important, am menționat, această consultanță este gratuită, deoarece Green City Lab sunt susținuți de către Proiectul Tehnologiei de Viitorului și Agenția Statelor Unite de Dezvoltare în implementarea acestui proiect. Bun, dacă sunt întrebări la programul de retehnologizare. Dar citiți-o dumneavoastră. Spuneți care e întrebare. Deci, e o întrebare deci foarte frumoasă, lungă. Ideea întrebării noastră recitată. Ideea întrebării, dacă, deci care e părerea noastră cu privire la independența energetică absolută și necesitatea de a produce deci tot deci combustibilul deci pe loc, deci pentru a nu depinde de alte piețe, alte economii. Viziunea mea personală, că într-o lume în care trăim, cu cerințele pe care le avem, eu cred că nu e posibil, absolut nu e posibil. Deci, eu aș vrea să spun numai un gând, ca să mă înțelegeți. Din punct de vedere a unui inginer, este posibil de făcut orice.
Dar realitatea, deci constă în faptul că în spate la oricare inginer în cadrul implementării unui proiect stă un om, deci cu banii. Și deci toată situația, deci data ajunge la un nivel când acel cu banii spune aici ne oprim. Și da, noi putem să fim independenți, numai trebuie să ne întoarcem așa în spate stă o casă din stofă, acolo trebuie să ne întoarcem. Dar eu cred că noi mergem deci, pe cale frumoasă, din lucru rău, ceea ce se numește creșterea deci, tarifelor, noi trebuie să învățăm o lecție și să încercăm să fim un pic mai alții. Și atunci, deci chiar în cazul când deci, tarifele vor merge în jos, noi totdeauna o să avem de câștigat. Mulțumim mult! Da, deci independența absolută din punct de vedere energetic este complicată de atins, dar guvernul demonstrează că vine să susțină antreprenorii în independența per antreprenor, să spunem așa. Chiar avem situații când antreprenori care și-au instalat surse alternative de energie au un consum zero mediu din surse convenționale. Da, vă rog. O precizare. Deci eu sunt producător și am întreprinderea și am magazinele. Magazinele, evident, că sunt amplasate în oraș, întreprinderea în altă parte. Când facem evaluarea consumului prin prisma expertizii, costurile care eu le am pe energie la magazine se includ, e aceeași companie, se includ în formula generală sau se ia doar un singur obiect sub diviziune? Da, eu am înțeles întrebarea domnului. Noi avem foarte multe situații. Domnul Corin. Deci partea oficială, deci cum vede distribuitorul? Din partea noastră sau din partea organizației ar fi fost să fie, deci, așa cum spuneți dumneavoastră, un loc de consum, un loc de producere. Dar asta ce ține de noi, ce ține de oameni care nu țin de balansarea sistemului, care nu țin de fluxurile de energie. Dar cât noi am discutat întrebarea dată și cu Red Nord-ul și cu premierul energiei, ei spun așa, la locul de consum se instalează și sursa de energie regenerabilă. Deci nu este posibil ca instalația instalată undeva să acopere și consumul care este în altă parte, pe un alt NLC sau cum el se numește. Asta nu sunt regulile ce țin de noi, asta sunt regulile ce țin de operatorii care activează în domeniul energetic. Da, altfel o să primească așa. Fiecare are deci, o casă la țară, o să fie instalate deci, panouri acolo, da? Deci sursa de producere o să fie acolo. Deci consum la fața locului nu există și într-un timp deci, foarte mic o să fie o suprainstalare într-un loc și o supra-solicitare în alt loc. Da, toate chestiile astea țin de echilibrarea energetică, care este o problemă pentru țara noastră și atunci instalarea într-o zonă foarte mult înseamnă că nu poți echilibra în altă parte. Dar în timp ce infrastructura energetică se va dezvolta, guvernul este deschis și ajustează politicile. Aici este o soluție. Noi revenim iarăși la storage-uri. Că dacă o să ajungă situația în care guvernul o să ia decizia, deci în primul rând noi trebuie să aprobăm și să trecem la tariful deci de noapte zi. Atunci apar unele deci, soluții tehnice și care vor permite în cazul când se vor încadra într-o logică financiară ca colegii să-și facă un calcul. Ori își trec deci, producerea pe perioada de când e energie mai ieftină, sau investesc în niște capacități de tocare energiei și o parte din energie care o să o cheltuie ziua, o să o ia din storajuri. Sunt mai multe soluții tehnice. Dar, în primul rând, avem nevoie de un bloc de modificare la legislație. Dar cred că o să ajungem, că mai este și alte latură întrebări. În cazul când în țară o să fie instalate mai multe capacități de stocare energiei, în momentul când o să fie o supra-solicitare în rețea, în orele de vârf, noi nu o să procurăm energia dată din afara țării.
Dar chiar dacă cineva o să facă un pic de bani, așa spune, mai ușor, lasă să facă localnicii. E o situație frumoasă până la urmă. Mulțumim. Care trebuie ținute cont în același timp, dar noi colectăm inclusiv asemenea întrebări, le discutăm pe platformele care le avem și cu Ministerul Economiei și cu Ministerul Infrastructurii, care este responsabil de domeniul energetic. Am văzut acolo mână ridicată. Așadar, subiectul este tot același, că investitorul sau beneficiarul final de proiect în principiu nu are bani. Adică, da, este foarte bine, este programul, așa mai departe, dar când vine tema de investiții, dacă vorbim de un megawatt, noi în principiu vorbim de 1 milion de euro, nu, aproximativ. Acum, întrebarea este, investitorul sau beneficiarul de program aplică la program, obține consultanță și așa mai departe și el trebuie să facă pasul 2, care este pasul cel mai riscant, în zona cea mai mare de risc, adică el trebuie să elaboreze toată fezabilitatea, previzabilitatea și documentele ca să meargă la bancă, să solicite investiție, pentru investiția mare, pentru megawattul implementat. Întrebarea este, și aici el nu are bani și desigur externalizează anumite servicii de servicii. Întrebarea este, programul prevede posibilități de finanțare ESCO, care vine o companie externă în beneficiu unei alte companii care implementează aceste proiecte? Eu am să răspund la această întrebare. Deci noi vorbim aici de lucruri total diferite. Noi vorbim de instalare de surse alternative de energie pentru consumul propriu a companiilor, nu pentru parcuri fotovoltaice care se produc și se dea în rețea. Pentru parcurile fotovoltaice, noi avem un alt produs, care este produs de garantare a creditelor, care a fost lansat acum 2 săptămâni. Deci pentru cei care vor să-și instaleze parc fotovoltaic de 1 megawatt și nu au resurse financiare, pot să meargă la bancă, noi dăm garanții de până la 50% din valoarea creditului pentru ca să poată fi obținut acest credit. Produsul de garantare se referă doar la producătorii care au statutul de producători eligibil și sunt inclus în lista ANRE-ului, sunt 165 sau 167 la moment de producători care au obținut acest statut. Ulterior, când vor fi cote, vor fi anunțate cote, vor fi deveni și alții eligibili. Și da, produsul de garantare cum lucrează? Dacă vreți să luați 1 milion de lei de la bancă și banca vă cere 1,5 milioane gaj, atunci 500.000 de lei, scrisoare de garanție din partea ODA pentru produsul ăsta de garantare a instalării de parcuri fotovoltaice. La restul produselor de garantare, cota de garantare e mai mare, de 80% din valoarea creditului. Deci, programul nostru de care vorbim astăzi se referă la instalare pentru consumul propriu. Evident, el trebuie conectat cu rețeaua, pentru că într-o perioadă dai în rețea, pe urmă iei înapoi și se face deja diferența. Dar nu este pentru parcuri fotovoltaice. Acum, la nivelul guvernului, se discută inclusiv și despre parcuri fotovoltaice, cum ar putea să fie susținute în contextul în care nu există suficient capital. Și noi facem asta, chiar joi a fost votată în ședința Parlamentului, crearea fondului FACEM, Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei, un fond care la fel va fi implementat de ODA și care va oferi împrumuturi cu dobândă redusă pentru anumite tipuri de întreprinderi sau anumite sectoare economice. Și parcurile fotovoltaice sunt un obiectiv acestui fond, dar el va deveni eligibil după anul nou. Deci la moment garanții la credite sunt eligibile. Da, vă rog. Procesul de finanțare, grantul. Banii, cum marketabile? Procesul de finanțare este unul destul de flexibil, eu aș spune. Deci, doamna Cechină, dacă vreți dumneavoastră să explicați, să nu mă greșesc eu. Deci, procesul de finanțare presupune, pentru început spunem că 50% contribuție proprie, 50% este suma maximală a grantului. În momentul în care dumneavoastră veniți cu semnarea contractului se aprobă contractul de finanțare nerambursabil. Aveți la dispoziție 3 luni ca să implementați contribuția proprie, acele 50%. În momentul în care ați implementat acele 50%, aduceți actele confirmative la sediul ODA sau se pot expedia pe adresa electronică, că m-a ușurat un pic parcursul ăsta, și noi vă facem transferul primei tranșe din grant în valoare de 50%.
implementați întreg proiectul investițional. Dacă ne referim la panourile fotovoltaice sau la energie regenerabilă per general, înseamnă că se implementează și se instalează și se racordează instalația la rețea, ne aduceți actele confirmative și noi vă dăm și a doua tranșă a grantului de 50%. Deci se primește că prima tranșă este în avans, iar tranșa numărul 2 este deja post-investițională. Nu. Nu. Nu, contractul este doar între ODA și beneficiar. Deja dumneavoastră aveți un contract cu cei care vă instalează panourile fotovoltaice și este relația contractuală a dumneavoastră. Deci noi transferăm grantul în două tranșe. Prima jumătate din grant, imediat ce ați demonstrat că ați investit banii proprii, și a doua jumătate din grant, imediat ce ați dat în exploatare panourile fotovoltaice. Asta când vorbim de panouri fotovoltaice, dar dacă e vorba de tehnologizare, unde vrem să cumpărăm un utilaj, practic, dumneavoastră acordați un avans companiei care vă vânde utilajul, pentru că de multe ori așa se lucrează, noi vă transferăm jumătate din grant, utilajul ajunge la dumneavoastră, îl includeți în, fie în capitalul social, fie vedeți cum faceți în contabilitate și cum ne arătați că el este la balanța companiei, imediat vă rambursăm și a doua jumătate a banilor. Chiar la noi plățile se fac destul de repede, aduceți azi documentul justificativ, în 2-3 zile se face plata. Asta nu este o politică a noastră, aici depinde de multe alte chestii, către Ministerul Infrastructurii, de fapt, dar domnul Corin, dacă cunoaște mai multe despre politicile astea... Deci la moment nu. La moment nu se prevede, da? Dar care este problema? De ce nu se prevede mai mult? Ministerul, deci regulatorul și distribuitorii, jucătorii pe piață, deci trebuie să se lămurească cu deci posibilitățile a rețelelor. Dacă merge vorba de parcuri, deci fotovoltaice, aici merge vorba de racordare la rețele, la termoelectrică, deci la niște capacități, tu poți să-l instalezi acolo unde tu ai deci capacitatea să dai în rețea. E un lucru urât sau frumos, nu știu, de cât e cunosc, deci toată harta dată deja e roșie. Deci nu facem note la culoare. Deci practic nu este capacitate. Ori sunt deja instalate capacități, sau, cum v-am spus mai sus, cineva le-a bronat și lumea așteaptă să facă ordine anume în eliberarea acestor deci permisiuni. Dar ceea ce ține de 200 de kW a fost făcut un calcul și asta a fost o medie pe țară cu privire la accesul la rețele. Da, eu cred că pe unele situații o să fie deci posibil, dar de 200 de kW și merge vorba de modificarea legii. Deci cu net metering, eu nu cred că distribuitorii o să fie deci foarte bucuroși, că au probleme cu echilibrarea rețelei. Da. Să știți că pe plafon forma parlamentară a Comisiei Buget și Finanță se discută mult despre toată situația din sectorul energetic, inclusiv cei care au turbine eoliene la mâna a doua, deci au un așa tarif, inclusiv cei care vor parcuri fotovoltaice și ce soluții ar fi pentru ei. Noi, ca organizație, suntem implementatori a unui program dezvoltat de guvern. Noi colectăm propuneri de la antreprenori și în baza acestora putem să venim cu anumite recomandări către guvern ca să modificăm programul. Dar deja sunt ministerele cei care acceptă sau nu acceptă acest lucru. Da, vă rog. Comerțul, ați spus că nu e. Da. Comerțul, aici este o motivație de ce comerțul nu este eligibil. Comerțul nu e eligibil la niciunul din programele noastre. De ce? Poftim? Nici la compensarea ratelor de dobândă. De ce? Pentru că în mare parte comerțul în Republica Moldova are loc în baza produselor străine. Iar orice țară vrea să-și protejeze producătorul autohton. Și atunci, noi dacă am finanțat comerțul, am susține și mai mult bunurile de import. Da, evident, comerțul nu are loc doar în baza bunurilor străine. Comerțul sunt companii care comercializează și produse autohtone. Și aici este diferența pe care noi am propus-o și deja am discutat-o la Ministerul Economiei, să putem face această divizare. Deci, companiile care au comerț în baza bunurilor naționale,
să fie într-o situație, companiile de comerț în baza bunurilor străine în altă situație. Și cu bunuri străine nu este neapărat o problemă atât timp cât nu sunt bunuri care intră în competiții cu bunuri naționale, că sunt bunuri care Moldova nu le produce și atunci și cele de import sunt binevenite, să spunem așa. Deci este o problemă de politică economică pe care Ministerul Economiei trebuie să o rezolve. Din partea noastră, ca implementatori, vedem că trebuie să acordăm o anumită flexibilitate. Dar să știți că nu finanțăm doar companiile care efectiv cumpără și vând, dar cei care transformă, o anumită transformare, ambalează ceva, deja este o anumită prelucrare, ele sunt eligibile. Deci, comerț clasic, am cumpărat de undeva și am vândut. Și în continuare noi suntem deschiși să discutăm și să găsim un mecanism ca și companiile de comerț să poată beneficia de anumite instrumente de suport. Vă rog. Am participat la cursurile de instruire în cadrul programului și acolo ni s-a explicat, pentru a instala panourile fotovoltaice trebuie să fie condiția că 50% din veniturile din vânzări trebuie să constituie cifra ce se referă la consumul de energie electrică. La ecologizare, da, corect. Întrebarea este, ce gen de activitate trebuie să facă întreprindere respectivă ca să ne corespundă la această condiție și dacă au fost agenți economici eligibili în acest caz? Dar când ați participat dumneavoastră la instruirea dată? La programul de ecologizare? Domnul Lic, managerul programului de ecologizare, el mai este pe aici, pe undeva, eu am să-l rog să vă explice în parte, dar panourile fotovoltaice nu mai sunt eligibile la programul de ecologizare. Noi aici avem, dar aici instruire nu este. Și aici nu este asemenea prevedere. Probabil cei care au făcut instruirea nu sunt angajați AUA, dar ei sunt tot felul de prestatori de servicii, poate au greșit ceva când v-au consultat. Dar în programul de ecologizare, eu am să-l rog pe colega mea să-l găsească pe domnul Lică și să se apropie dumneavoastră să discute. La ecologizare nu sunt eligibile panourile fotovoltaice pentru că avem programul de retehnologizare unde merg. Poftim? Nu este așa condiție. Noi înțelegem că sunt companii, spre exemplu, care au și activitate de comerț și activitate de producție. Apoi iată, noi când evaluăm, ne uităm că utilajul care este cumpărat să fie pentru activitatea de producere și este eligibil. Ne uităm cât este venitul din vânzări, din producție, cât este din comerț. Dacă depășește 50% din producție, considerăm deja că e o companie care nu se referă la comerț. Iarăși o finanțăm, deci avem tot felul de flexibilități în evaluările noastre. Da, vă rog. Spuneți, vă rog, da, dacă parcul se construiește pentru a da energie în rețea, e eligibil la programa respectivă? Nu, eu deja am menționat, tot mai fost așa o întrebare, parcurile fotovoltaice care au obiectivul de a da în rețea și a face profit din chestia dată, deci compania urmează să facă profit, nu sunt eligibile la programul respectiv. Pentru aceste parcuri noi avem produsul de garantare a creditelor. Deci ei, ca să investească, să dezvolte parcul, de obicei n-au ce pune în gaj când nu este instalat parcul, pot merge la bancă și lua credit sub garanția ODA de până la 50% din valoarea creditului. Da. Eu și eu am vrut să mai dau la răspunsul dumneavoastră. Ideea de a face un calcul, deci cât mai real în ceea ce privește, deci care capacitate instalată aveți dumneavoastră nevoie pentru a fi, deci pornită la dumneavoastră, ține și de un aspect financiar. În contractul care o să-l semnați cu distribuitorul, deci toată energia care o să fie deci mai mare de consumul dumneavoastră, o să fie deci procurată de distribuitorul de rețea la un preț cu mult mai mic decât și dumneavoastră o cumpărați deci pe contract. Și reieșind, deci făcând un calcul deci foarte simplu, dumneavoastră vedeți că investiția care o faceți dumneavoastră o faceți în interesul deci comunității. Deci dacă vreți pentru să faceți o investiție, să vă reduceți factura energie, trebuie să vedeți să nu instalați suplimentar, pentru că nu se amortizează costul pe care o să-l faceți pentru acea energie suplimentară care deja o să o dați în rețea și nu o să o consumați pentru consum propriu, pentru că este mult mai ieftin kilovatul. Cât este kilovatul dat în rețea? 1,88 lei. Și îl procură cu cât?
cu 4,88 antreprenorul cumpără. Deci îl dați în rețea cu 1,88 și îl cumpără cu 4,88. Și aici sunt multe discuții și de ce e așa? Asta nu, nu suntem noi cei care trebuie să răspundem, asta Ministerul Infrastructurii, ANRE-ul, iarăși problemele apar de echilibrare, din câte eu cunosc. Dacă mai sunt careva întrebări la programul de tehnologizare și retehnologizare? O întrebare. E posibil de aplicat, de exemplu, la paralel la tehnologizare și la panouri fotovoltaice? Da, este posibil. Sunt două proiecte investiționale diferite. Deci nu este limitat să aplicați la niciuna din componentele respective. Singurul criteriu este ca întâi finisați un proiect investițional, pe urmă treceți la altul. Să nu existe riscul ca pe amândouă să devină neperformante. Și să nu depășiți acea sumă de 2 milioane de lei grant. Deci veniți întâi 1 milion, vă tehnologizați, alte 500 de mii vă retehnologizați și alte 500 de mii, de exemplu, puteți pentru soluții alternative de energie. Și după ce ați beneficiat de programul respectiv, puteți să veniți și la alt program ODA, mai avem încă vreo programe și să beneficiați și de alte programe. La internaționalizare, eventual, dacă vreți să ieșiți la export. Bun, sunt niște reguli cu privire la ajutorul de stat. O companie nu poate beneficia de la stat mai mult de 2 milioane de lei timp de 3 ani, dar flexibilitatea asta, la moment, există, ținând cont că programele noastre nu sunt calificate ca ajutor de stat deja și ele pot fi combinate. Dar noi avem o regulă internă, nu o să finanțăm mai mult de 2 milioane de lei pe an per companie. Deci veniți anul ăsta și luați la retehnologizare, anul viitor la internaționalizare sau alte combinații între programele noastre. Dar oricum, asta nu este o problemă, că nu cred că reușiți într-un an să aveți atâția resurse financiare să investiți, pentru că este și contribuția proprie. Bun, eu în continuare aș vrea să mai urmărim o sesiune. Mulțumesc colegilor mei mult pentru prezență. Ei vor fi prezenți pe parcursul zilei de astăzi aici și dacă aveți întrebări, îi puteți consulta. Eu aș vrea să invit aici alături de mine pe colegii mei de la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, o altă instituție a statului care anual vine cu resurse financiare semnificative pentru agricultori. Da, la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, la ODA, sunt eligibili atât agricultorii cât și restul producătorilor. Dar agricultorii, după ce vin la ODA, mai au posibilitatea să meargă și la IPA pentru proiectele lor investiționale. De aceea, aș vrea să le dau cuvântul reprezentanților a IPA să ne spună ce măsuri există la moment, ce bugete au și, în general, cum este mecanismul de aplicare.